Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video din The Last of Us Part 1. Oare mult mare când ne-am întâlnit. Ei bine, am trecut pentru o perioadă destul de greuță și am pierdut-o pe Tess. Dar acum, cumva am reușit să evadăm de soldații aia și acum suntem cu Ellie undeva pe aici și prin pădure. Și cred că ne apropiem de orașul lui Bill, dacă stau bine să-mi aduc aminte așa. Oh. A plecat iepurașul. Știu foarte bine un cinematic cu un iepuraș în jocul ăsta, dacă e să o luăm în felul ăsta, care cumva a și stârnit o tonă de mimuri în ultima vreme. Opa. Ia uite, mă. Nu știam că sunt chestii de-astea pe aici, adică îi joacă pe asta așa. Cum ar fi să mă duc pe colțul ăsta de aici să găsesc niște like-uri pentru video ăsta? Asta ar fi time. Și asta ar fi destul de mișto, nu știu. Ia, ziceți voi unde l-ați găsit. Bine, gata cu glumițele. Ia stai că mai ești pe acolo ceva chestii unde aș putea să mă o să inspectez puțin înainte de a progresa către orașul lui Bill. Vezi că nu prea ne-am făcut noi cine știe ce upgrade-uri. De când am obținut posibilitatea de upgrade-uri, parcă n-am făcut cine știe ce. Cam asta e situația pe aici și poate ar trebui să rectificăm lucrul ăsta. Nu? Pe aici e ceva? Nu? Nu, no, cred că deja nu mai e nimic pe aici. Bun, hai să luăm în direcția asta să vedem ce găsim, ce rezolvăm. Mamă, dude, jocul ăsta arată super bine, adică, ok, înțeleg că nu e experiență nouă pentru unii, dar, bă, vere, să retrăiești jocul ăsta în formatul ăsta, Cheță, e ceva anume. Ok. Chiar că, well, shit. Well, nu o luăm pe aici atunci, înseamnă că căutăm alte drumuri. No, wire on the top, we gotta find a way to go around. Pe aici? Get up here and I'll get a look. Am nevoie de asta. E mult mai bun decât cioata aia pe care avem noi. Oh, shit, e chiar o armă pe bune gen făcută. Ok. Joacă pe asta. Dacă de sărit oricum nu poți să sari, să zici că sari de apocalipsă pe alta, cu toate că dacă s-ar concentra puțin Joel, cred că ar putea. Iar asta o să trească să o ducem cumva sus dacă Ellie poate să ia. Poți să ia Ellie? Ia. Yeah. A, nu, o să mergem noi să luăm, că, na, el nu o să nu se atingea de lemne acum. Mă uit pe aici să văd dacă e ceva, dar văd că nu. Doar mă asiguram că poate ratez ceva pe aici și să fiu sigur. Ok, hai să luăm asta. Sincer, nu am văzut bucata asta de lemn decât destul de târziu. Mă, e foc în față, înseamnă că e ceva nașpa. Ceva activitate. De obicei când înseamnă activitate, înseamnă și lucruri rele. Aia zic. Sau ar putea să fie un semnal. Different places. You've never been here, have you? Oh, ba da. This is where he lives, but no, I ain't never been here personally. Ah, okay. And that smoke, you think that's him? Never mind. Well, n-a fost pe aici. Check it out then. Come on. Îmi cer scuze dacă mai apar problemele alea cu sughițuri de gen, frizuiește imaginea o jumătate de secundă sau ceva genul ăsta. În păcate încă nu există fixuri și s-ar putea să fie nevoie să instalez curând ceva Windows, că a început să dea kicks-uri ăsta de la avem noi acum. Bine, nu dea kicks-uri, nu mă lasă să fac update la el și cred că asta ar putea să fie și o cauză. Bine, și un nou lobby s-ar putea să fie o cauză. Au sunete de zombies, așa să afară? Și ce nu m-am întrebat, dar cred că răspunsul e evident. Nu m-am întrebat dacă ăștia pot trăi pe timpul zilei. Dacă pot ieși afară. Nu cred că am văzut zombies în timpul zilei. Nu cred că am văzut așa ceva. Hopa, ce ai văzut? Ba, cred că sunt, parcă în doi ții minte că văzusem ceva. Ce faci, mă nebună? Are you alright? I'm trying to learn how to whistle. A? You don't know how to whistle. Oh, does it sound like I know how to whistle? Nu așa funcționează. Mi se pare că în doi știe deja să fluiere. Tot nu cred că e vreo treabă. Shit. It's jammed from the other side.
Trebuie ceva chestie, cred că se deschide acolo. Ok, fie. Eu te boostez, nu zic, nu? Mă, de obicei în situațiile de genul ăsta ai nevoie de un container sau ceva chestie pe care poți să o aduci aici. Hai mă. Dude, what the fuck, și-am auzit, dar nu mi-am dat seama că era acolo. Holy shit. Ok. Dar a zis el așa, da mă, și trebuie să dau de controller foarte încet. A, n-am ce să arunc, că n-am luat ăla. Mă, trebuie să dai de controller încet, ești nebun. Dar îmi place că ne-am trecut foarte subtil pe acolo, fără prea multă bătaie de cap. Bă, să mă bată, mă. Mă, dacă erau de aia mici, mai ziceam, dar ăștia-s nașpa. Ia că dă-ți dau o inspecție înapoi pe aici. Nu, dar noi am coborât aici, cum de nu ne-a luat nimeni, gen. N-am coborât aici. Bă, da. Zic, noi am coborât aici și nu ne-a luat nimica și vei să-mi spui că acum dintr-o dată și-au adus aminte. Ok, fii, uite, mai bine, că am ratat niște lucruri aici, uite, vezi ce bine că am murit. Măcar așa. Are you all right? I'm trying to learn how to whistle. Mă, și gândeam eu acum, cum de nu mai am gloanțe, că de atât ce lasem de aici. Tot cum să nu-i fi văzut, să nu o fi văzut aia pe mine și eu pe ei, deci e insane. E bine. Da, deci acum măcar am scăpat de o treabă, trebuie să vedem dacă... Trebuie să aruncăm ceva acolo, să putem să ne cocoțăm. Gen un lemn sau ceva. Ah, asta trebuie să folosim. Ce de loot. Merita să sacrificăm o de asta. Mă mir că nu le-a luat direct, știi? Ce am mai descoperit să facem? Heal-uri, shiv-uri. O, practic luăm shiv-ul înapoi. Și stai așa că avem crafting speed, healing speed, maximum, cred că o să țin de maximum health. Da, cred că sună o idee mai bună. Oh, shit, it's jammed from the other side. Here, boost me up. N-ai opțiune. No, that's not such a good idea. Well, I can't boost you up. How else are we gonna open it? Trebuie să fie ceva ce putem folosi, că acolo și jos, uite unde a fost ăsta, iarăși cred că e ceva de inspectat. Aici nu e nimica, asta e clar. Ia stai să vedem pe partea asta dacă e ceva. Nope. Doar gunoaie. Mult data nimica, oare era în casă ceva, scară ce puteam să folosim? Adică trebuie să fie vreo opțiune pe care putem să o abordăm când vine vorba de chestia asta. Sau să spargem un geam, să sărim. Oh. Hârtie. Reminder, collect more pills, extra ammo. Ok, deci pe aici nu-i nimic. Pe aici nici iarăși nu-i nimic. Deci nu știu cum facem atunci. Are Eli vreo soluție? Eli văd că încă e aici, deci cred că trebuie să o boostăm până la urmă. Da, n-avem de ales să o boostăm. Deci am crezut că nu merge, că inițial a zis că nu. Nu vrea să o boostăm. Adică nu vrea Joel să o boostăm.
Now, just open it. Nothing else. Sure thing. Careful. Okay. Let's see. Oh, wow. Okay. Ta-da! Lejer. Good job. No, asta mea e mai bună. Arma mea e mai bună decât ce era acolo. Deci zombii ăștia funcționează și pe timp de zi. Gnomi. Marlene said he's your brother? And more importantly, he was a firefly. You know where to take you. Oh, okay. He lives far from here, which is why we need the car. Ah, okay. Nu mai țin minte de treaba cu cai sau ceva. Cai cu mașină. Cred că tocmai mi-am dat cumva așa un... un reminder. Yeah, those are gnomes. Man, I had an art book filled with these. Fucking gnomes, man. Săraca Ellie s-a născut într-o lume în care n-a totul era fact. Ok, nu pe aici. Uite cât de mișto arată jocul, să-mi pa picioarele. Are momente în care chiar literalmente te ia așa și te uiți gen, fuck, dude. Și te ia așa pe nepregătitele. Așa cum am simțit și cu Ghost of Tsushima, un alt joc care arată iarăși super, super bine. Suntem aici dacă e ceva. Oh, ce de resurse. Chiar te rog, gen. 5 miliarde de resurse. Oh, hai să ducem și sus totuși, că văd că e și sus o scară pe care putem să o luăm în calcul. Stai, mai era ceva aici, ceva ce nu trebuie. Da, stai puțin. Facem noi acum să fie nevoie să o folosim. Am uitat că... cum se cheamă ăsta, Postcar Maxim 3 de astea de... de lucrușoare. Ok, stai așa să dăm și pe ăsta să fim înapoi pe ce eram. Opa, și... ia, hai să vedem aici dacă, dacă facem vreo treabă sau sal. Au, nu-i nimica, dar erau loot aici. Ia, am crezut că trebuie să intru în casă sau ceva, dar e o ton de loot în partea asta de jos, ceea ce e perfect. Ok, cred că ori ne ducem tot înainte, ar trebui să mă uit după aia și după aia mergem în spate. Deși înainte pare să progreseze story-ul din ce mi-aduc aminte, așa că hai să vedem aici ce e. Și aici pare să fie ceva extra stuff și aș vrea să le iau. Hai că sper că nu vă deranjează când facem chestiile astea extra. Ah, nevermind, nu mai e nimic, am crezut că e ceva care să... cred că e ceva să facă ceva pe aici, dar din păcate nu e absolut nimic folositor, așa că na, trebuie să progresăm de acum. Hai, ne ducem pe aici să vedem care-i șpilul. Pe aici văd că e liniște. Un safe. Alte coduri pe care nu le știu. Wait. Next drop off with Tess. Man, must be hard. Just leaving all your stuff behind like that. Ok, deci nu e nicio notiță pe aici. Să stai puțin. Smuggler's note. Ah, ok. Nu credeam că erau ceva coduri scrise pe undeva, știi, făceai vreo treabă. Dar cred că la ăsta trebuie să, ori să te uiți atent prin jurul tău, să le vezi niște numere, ori literalmente cred că trebuie să le cauți... diverse chestii. Știu că în doi le găseai cumva înainte textele sau găseai în zona în care e safe-ul. Deci asta mi se pare mie ceva dubios. Nu zic că neapărat sunt... Cum zic eu, ești obligat să le faci neapărat sau fără ele, cumva pierzi foarte multe, dar ideea că e cu ele câștigi destul de multicele avantaje. Vedem pe aici ce... Jesus! Whoa, Nelly! What the hell was that? That would be one of Bill's traps. Este aproape de Bill? Paranoid, maybe? That's putting it lightly. Okay. What's the deal with this guy? Well, he helped us smuggle stuff into the city. He's
He knows how to find things. Well, let's hope we don't blow up trying to find him. Just watch your step. You'll be fine. There you go. Ce altă cameră, chestii extra. Mamă, dacă găsești... Dude, să dai un shift pentru ceva e insane de valoros. Și mă jur, e atât de multe lucruri dintr-un d-asta. Alte capcane? See that wire? Stay underneath it, okay? Just keep your head low and you'll be fine. All right. Putem să le dăm gen... Să-i rezolvăm cumva? I reckon he is. Hey, uite, scară. Come here. We can use this to get over. Opa, șeu. Măcar scările bine că au rămas practice. Ah, păstrați distanța. O, și arcul? Yeah. Armă nouă? Nice. Let me use that. I'm a pretty good shot with that thing. How about we just leave this kind of stuff to me? Well, we could both be armed. Cover each other. I don't think so. Ok, nu cred că am rezolvat nimica venind așa cu asta. Da, n-am rezolvat nimica, credeam că facem vreo schemă, dar nu. Adică bine, cred că poți să o iei, doar că, na, așa zice jocul, dar nu trebuie să neapărat să o și eu iei. It's all clear, come on. Oh, aici întrebe, never mind, gata, am găsit acum. Dude, în jocul ăsta nu sunt toate lucrurile puse așa, dragul de a fi puse, mă jur. Au un rol. Și văd că rolurile lor devin evidente abia mai târziu, știi? După ce descoperi singur unde ar trebui să le folosești. Dă-te, te rog. Doamne, Eli, dă-te o leacă. Vezi că să facem aici niște sisteme dubioase de scaldare. Ea s-a plictisit, s-a supărat pe mine și a plecat. Ok, hai că îl dăm așa mai lejer pe aici și să fie totul în regulă. Și pe aia trebuie să o luăm să o ducem la următoarea. Vii? A, nu pot să o mai iau. Jesus, dar ce dubios se agață și dezgață, zipește ținta de el. Bill ain't exactly the most stable of individuals. So when we get there, you let me do the talking. You understand? Classic. I understand. You gotta be clear on this. You don't take too kindly to strangers. All right. Yeah, Bill e puțin așa mai nebun. Definitely need some time warming up to you, so... Era să mă încălzesc eu acușa cu ceva. Una bucată bombă în cap. Shit, look at that. Huh. Ah. Yeah. A trebuit să facem o treabă. Altă soluție nu cred că avem. Aud bufnitura, dar nu știu de unde vine exact. Ok, stai așa. All right, stand back. All right. Jurel. Îți bați joc. Îți bați joc, man. Classic. These things are kind of awesome. There's one way to do it. Yes. All right, watch your step. Oh. Merge? Avem pe aici ce putem arunca? Presupun că nu. Oh. Cineva a murit într-un mod foarte pașnic. Oh.
Măcar știi, era foarte chilen, era pe scaun și era ceva genul de... Se odihnește și el. Stay close. Oh. În sfârșit deschidem și noi ceva și chiar găsim ceva. Ok, să vedem aici care-i șpilul. Come on. I got you. Damn it, Bill. What just happened? Capcana lui Bill. They want to build stupid traps. There, that fridge, it looks like that's a counterweight. Okay. Tile. Duce dubios să vede totul pentru că e capul sus. Capul în jos, pardon, neiura. Cut that rope and it'll bring me down. On it. Fucking bud. Shit, here they come. Joel! Just tend to the rope. Ellie, how's it looking? I'm going to miss the kill. Stai unul din momentele alea când ai gloanțe infinite, gen. Am tot timpul din lume. You all right? Yeah. What? Come on, you can do it. Uite, distanța mai mare, să-mi spart capul. Hurry, they're getting closer. Holy Christ. Hey, hey, over here. Get hell off me, you son of a bitch. Oh my God. Oh, whoa. Shit. You're off your ass on your feet. Oh fuck, hi. Don't slow down, this place ain't secure. Bill, they're coming to the door! Fucking do it. Take them out. That's our only way through. Ellie, right, stay back. Stay back! N-aveam gloanțe. Nu pot să cred că n-aveam gloanțe. Holy fuck, n-aveam gloanțe. Încarcă, 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 încarcă. Ellie,
Hey, what are you... Joel? Bill! What are you doing? Bill! Turn around and get on your knees. Just calm down a second. Turn around All right. and get on your knees! Don't test me! Just... Shit. Any bites? No. Anything sprouting? Oh, God damn it, I'm clean! Well, I see so much as a drug. Ow! Stop! Son of a bitch! You done? Am I done? You come into my house, you set off all my traps, you damn near break my shooting arm. Who the fuck is this punk and what's she doing here? I am none of your goddamn business, and we're here because you owe Joel some favors. And you can start taking these off. I owe Joel some favors. Is some kind of joke? I'll cut to the chase. I need a car. Well, it is a joke. Joel needs a car. Well, if I had one that works, which I sure as hell don't, what makes you think I'd just give it to you? Huh? Yeah, sure, Joel. Go ahead. Take my car. Take all my food, too, while you're at it. By the looks of it, you could lose some of that food. Listen to me, you little shit. No, fuck you! You handcuff me! I need you to shut up. All right? Jesus, come take the nervante raya. Whatever favors you think I owe you ain't worth that much. Actually, Bill, they are. Well, it don't matter, because I don't have a car that works. But there is one in this town. Parts. There are parts in this town. Meaning that you could fix one up. All right. Oh, Jesus. There's some gear I'm gonna need. All right. It's on the other side of town. Okay. Help me go gather it, and maybe I can put something together that runs. Okay, entro materiale. Noted. But after this, I owe you nothing. That's fine. A couple days from now, we'll probably be dead anyway. Good. Follow me. Whole goddamn town's booby-trapped. Best stay right on my ass. Bruce, asta? Can't miss it. Knock it off. Jesus. Copilul ăsta e așa teroare, man, mă jur. Whatever supplies you may want or need, I suggest you grab them. Hey, thank you. Ellie, take a look around, see if there's anything we can use. Alrighty. Tot felul de lucrușoare pe aici, băiatul meu, Bill. Multe, multe lucruri care nu le pot lua chiar pe toate acum, dar cred că e ceva. E și un workbench sau așa. Oh. Hey, you know how to play this? Yeah. Pretty badly, yeah. I always wanted to learn. Hey, Bobby Fischer. Don't touch anything on that board. Bobby, what? Just let it go. O broșură? Da, nu cred că merge așa. Oh, shiv upgraded. Uita că așa mergeau și cu upgrade-urile. Altceva nu prea văd nimic pe aici. Gata, dă-i Bill. Found everything you need? We're good. Cred. Nu prea sigur că avem noi de toate, dar să zicem. Oh, maximum HP. Nice. Mai multă viață. Hai, Ellie, come on. Don't leave the door open. I got it. We have to cross to the other building. Up the stairs. Let's move it. Just stay with me. Jesus, cum chela asta așa nebună? What you should have done, but just left him back there. True, stai un pic. You weren't kidding about him. Yeah, he's one of a kind. I'm gonna take a look around up here. Nothing in there that I need. Go ahead, take whatever you want. Thanks. Mă, sunt unele lucruri, nu știu ce zice asta, adică nu-i nimic. Adică bine, el n-ar de făcut level și chestii genul ăsta, deci probabil că da, cred și eu că n-ar nevoie. Hold up. So what kind of trouble are you in? Where the hell's Tess? It's just a job, simple drop off. What do you deliver? The girl. Little brat. Haha, fuck you too. Oh, you know, I hope you know what you're doing. Just better. Can you meet this guy? So where are we going, Bill? We're at the safe house. More of an armory. Wait, I thought we were gonna fix up a car. We? You know how to fix Bill, just... That's like I said, what I need's on the other side of town.
That side I don't ever go to. Shh. There's one side. Oh. I've been meaning to take care of that. Relax. So, you didn't answer my question about Tess. Yeah, I thought the two of you were inseparable. She's busy. Sure. Busy. Sounds to me like might be trouble in paradise. Uh-huh. Yeah, something like that. Da, e clar, e o problemă în paradis, da. Hai să o lăsăm așa, zic eu. Dar pur că am auzit ceva în dreapta. So, why don't you fix one of these cars? Oh my god, you're a genius. I mean, the whole time, why on earth hadn't I thought about fixing one of these cars? Okay, don't be a dick. Their tires are rotted and their batteries are dead. Are you done? Can't even begin to think what the inside of the engine block looked like. Only ones making new car batteries are the military. Damn it. Shit. Lock and load. Dude, clickerii sunt așa de nervant. Zombii normale sunt ok, dar clickerii, holy Jesus. Oh, am crezut că Billy e un zombie acum. Ai, da viața mea. All right. I'm gonna check the barricades again. You neglect the super ship and now you're paying for it. You know what that means? Taking all the supplies from the warehouse and plugging to the east fence again. Then it'll take Bill. And I'm bringing to like a Bill. This way. And up we go. E puțin cucu băiatul meu, n-am să-i fac. What the fuck? Stai că aici niște lucruri. You picked a hell of a place to hold up, didn't you? You know, as bad as those things are, at least they're predictable. The people that scare me. You of all people should understand that. What does that mean? True. Nothing. You sure that gate's gonna hold them? Sunt sigur oamenii normal să mai parșivi. So which way? We're here. It's in the cellar. Right down here. Is Sigur? Well, here we are. You don't touch anything. And you close the door. Let's gear up. Am pus atmosferică aici. What? I need a gun. No, you don't. Joel, I can handle myself. No. Just stay here. It's fine. Just wait around for you two to get me killed. Well, this goes on record as the worst fucking job you've ever taken. Hey, it's up there. And what in the hell is Tess okay with this suicide mission? It's actually her idea. Really? Yep. Well, the broad's not as smart as I thought she was. What? Fuck her. Seriously, you gotta take that kid back to where you found her. I can't just take her back. Then send her packing. Let her find her own way. Look, let me tell you a story. Once upon a time, I had somebody that I cared about. A partner. Aha. Somebody I had to look after. Okay. Oh, fine. In trouble, this then. World, that sort of shit's good for one thing. Getting you killed. Exact. So you know what I did? I wisened the fuck up. And I realized it's gotta be just me. Bill, it ain't like that. It's bullshit. It is just like that. Hey! What I say to you when we walk down the steps? What I say? I'm just fixing your stupid pile. Don't touch. God damn it. You keep babysitting long enough and eventually it's gonna blow up in Bill, your face. Can we please just get on with it? Here. Let's get on with it.
Shit. Dar pentru ăștia mai mari, alea, așa mai periculoși. Further, I got something I gotta show you. What you got? New toy from the toy box. Ce anume? This. Oh, granada cu chestii, cu cuie, da. You gotta be really careful. This thing blows, it shreds anybody standing nearby. Șmecher. Oh, asta știu că îmi plăceau foarte mult. So we got shotguns and bombs. The hell are we doing with them? Well, every few weeks this military caravan rides through town. I assume they're out looking for supplies. I mean, you'd be amazed. Dude, dar am patentul ăla, vere. Anyway, a few months back, they were rolling through and overrun this horde of infected. Capacity. They were all over the truck. It plows right in the side of the high school. Still sitting there with the battery in it. So we take that battery and we put it in another car. Bingo! I wanted to get it, but it seemed too dangerous. Ce-mi place cum vezi upgrade-urile pe care le faci. But fuck it! Joel needs a car. Hey, what if it's damaged? Nah, those trucks are like tanks. It's just sitting there. Actually, my work. Okay, stai să dăm celălalt pistol ce putem să-i facem. Și asta e practic. Reload speed, da. Îmi place cum se modifică câte puțin arma când cât faci mai multe lucruri la ea. Nice. Super. Gata și cu upgrade-urile astea. Dacă mai avem pe aici lucrușoare să le luăm. Mai e ceva ce ne-ar fi de folos. Oh, ne-ar fi. Ah, cred că pot să fac alea. Oh, pot să fac astea cu băta. Iapă, asta cu băta sună bine. Și mai avem ceva. Nu cred că mai e nimic de lutat de pe aici. Da, cred că este îndeajuns. Ok, unde dăm să continuăm? Dragul meu prieten, Bill. Ok. Kid, I swear to God, if you took anything... Hey, man, I don't need any of your shit. Trust me. Joel, you are keeping an eye on her, right? Like a hawk. Doamne, Billy, e absolut eroare. Whoa. Nice place you got here. Doamne, ajută, Jen. If you got anything to confess, this would be the place to do it. What? Ia, eu cuțitul ăla, n-ai nevoie. Time to sack up. Au, oh, pur și simplu te arunci de aici, a? Shit. Ellie, come on. Look, there's a school. All right. Sean? Ready? Guess we'll find out. Oh, wow. Ce-a carbonizat pe ăștia, frate? Ah, m-a făcut băiatul meu, tai friptura, bă, băiatul, ești nebun. Nu zice de ce i-a dat foc, nu? Nu zice. A? Past this gate, it's all new territory to me. A, nici Bill n-a fost pe aici. Hey, you guys hear that? Keep quiet. Oh, fuck. Mom! Am vrut doar să verific o leacă cât de puternică e treaba. E destul de puternică. Ok. Yeah.
Jesus. Mamă, chiar că faci grătar cu băieții ăștia, nu glumă. Credeam că nu ții damage, dar am simțit ăla când controller cum își lua damage. Ok, am vrut doar așa să testăm lucrurile pe aici. Da, am făcut puțin ca multă risipă. Puteam să fim mai stealth și prin alte metode, dar... Hey, măcar am făcut puțin testing. Mamă, sunt vreo trei aici. Christ, man. Puteai să mă distrez uleacă și cu arma asta. Nu stai. Nice. Am uitat ca Marcu. Mamă, încerc să fac stealth pe chestia asta, așa că merge. Mai e clicker. Și mai sunt univere, what the fuck? Sunt și în partea aialaltă. Văleu. Zic. Vedeți, 5 miliarde de ăștia, ce naiba? Mă să-mi iau săgețile. Mă, și iau și peste tot. Vai, doamne, Bill, ce m-ai speriat să-mi trag palme. Unde e ăla de i-am băgat două săgeți în cap? A, cred că ăsta era. Am decât o singură săgeată, dar ne descurcăm noi. Mă, pe unul tot trebuie să-l sparg, știi? Doamne, ce greu se țintește cu ăsta. A, penis. Mă, da, mori, mă. Oh, what the fuck? E că mai ușor țintem fără să mă chinui. Cu block-on-uri și cu alte mizerii. Jesus. Mult stealth, frat. Mult, mult rău. Hold up. I got a key for that gate. I suggest we move quietly. A, zici? Nu știu ce să zic, domnule meu. Oh. Domnul meu Bill. Mamă, i-am băgat, nu glumă. Nu
Should there? Pare să fie doar ăla acolo. You weren't kidding about this place, were you? Holy fuck. Băi, nu înțeleg că fac așa de urât și uneori cred că se alertează din cauza mea, dar nu se alertează, știi? Nu știu ce au. Holy. Dacă îți arunc o chestie, știi, încolo. Aștept ăsta să vină aici. Du, da, faci în așa fel încât chiar zici că știe că ești aici. Ah, dacă știi asta e ok. Hai cu-a. Oh. Hei, nu mi-am consumat eu gloanțele. Rui, mai aud palții. Mai sunt și în partea aia alaltă. Bă, băiatule. Îs peste tot ăștia, vere. Mă jur. O fac. Am uitat să merge și peste el, știi? Stai un pic. Câteva lucrușoare pe aici. Auzi, frate. Mamă, deci facă ea în ultimul hal, vre, mă sperie, deci. E absolut stresul de pe lume când îi auzi pe ăștia cum fac în toate modurile alea nebune. Sincer. Dar, boys, cred că o să ne înfruntăm cu ei data viitoare, așa că dacă vă place acest video, știți foarte bine ce să nu uitați să dați like, subscribe, share și comment și ne auzim data viitoare. Pa, pa!